Autoritățile au emis un cod roșu și unul portocaliu valabil și în județul nostru. La altitudini de peste 1500 de metri se va semnala viscol puternic și vizibilitate foarte scăzută din această seară de la ora 23 până mâine 28 martie la ora 23. Vântul va sufla cu putere cu rafale între 120 și 140 de km pe oră. Autoritățile au emis cod roșu de vânt puternic la altitudini de peste 1800 de metri, începând cu această noapte de la ora 2 până marți la ora 14. Rafalele de vânt vor depăși 140 de km pe oră. În plus, potrivit avertizării ANM, 27 de județe, printre care și Hunedoara, se află sub cod galben de vânt și vreme rea până la ora 23. De asemenea, temperaturile vor scădea în următoarele zile în județul Hunedoara, diferența dintre minimele negative și maximele diurne putând ajunge și la 15 grade Celsius. Vremea își va reveni începând de joi, când temperaturile vor crește ușor, dar în weekend revine frigul.